În timp ce elevii care au dat bacalaureatul mai exact 41 de ore până când vor afla rezultatele, facultățile așteaptă ca cei mai buni candidați să ocupe locurile proaspeților absolvenți. Universitatea Politehnică din București a livrat astăzi promoția de ingineri cu numărul 200. În toamnă, în amfiteatre, vor lua loc 6.000 de cursanți de anul întâi. La festivitatea de absolvire, ambasadorul Statelor Unite a venit cu un mesaj emoționant, iar ministrul educației cu două bancnote ca recuzită pentru o demonstrație. Sunteți în sală 3.500 de absolvenți, cea mai mare generație de după 1989. Sunteți cei mai puternici și cei mai frumoși! În sală se procesează uriașe emoții. Absolvenții își promovează surâzători facultatea viitorilor boboci. Am reușit să mă angajez, bineînțeles, în domeniu. Au căutat persoane care să nu aibă experiență, să-i modeleze ei. Acum 200 de ani, Poli a plecat cu 15 studenți. Acum este cea mai mare universitate tehnică din țară, un mamut care școlește permanent 30.000 de studenți. Are 85 de programe de studii, 14.000 de locuri de cazare în căminele proprii. Iar din toamnă, pentru cei care vor veni să facă facultate aici, a pregătit 5.000 de locuri la buget și încă 1.000 cu taxă. La microfon urcă profesorul Ecaterina Andronescu, președintele Senatului Universitar, cu două bancnote de 10 și 100 de lei. O să le mustotolesc și o să vă întreb dacă le mai vreți. Le vreți. Putem să mergem mai departe și anume să le aruncăm pe jos. Imediat, morala. Dacă se mai întâmplă să fiți mototoliți sau uneori chiar să fiți călcați în picioare, nu vă pierdeți cumpătul pentru că aveți valoare. Iată și mesajul ambasadorului Statelor Unite. I know you will succeed. Felicitare pentru absolvare. Iată doi absolvenți care se pregătesc de încă un examen. Înscrierile la Politehnică încep la jumătatea lunii. Pentru unele facultăți, universitatea încă oferă cursuri de pregătire gratuite. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.